Bună seara! Vă pup! Vă pup! Bună seara! Salutări! Bună seara, salutări! Să vedem cum sunteți. Da, n-am intrat de ceva zile. Cred că nu mă mai recunoaște nimeni. N-am intrat de vreo trei săptămâni, în jur de o lună, pentru că am fost foarte prinsă, foarte ocupată. Vă pup, vă iubesc. Salutări, Robert, pupici. Marina. Da, în seara asta cred că merge în roșu. Eu nu știu să cer pe, nu știu, butoanele acestea un ruj roșu, dar știu să mi-l pun pentru că îl merit. Când o femeie s-a dat cu ruj roșu, pe buze, înseamnă că își aliniază soldații. Da, sunt curvă și m-am dus un pic mai sus. Mă scuzați! Da! Mă scuzați, dar curvelor le iese. Treaba? Așa. Așa, bun. Să nu uităm că se putea face și mai rău. Ia să vedem, fetele mele, bună seara, salut fetele mele, mă scuzați, am fost foarte prinsă de, pentru că am, dat foarte, mul, am trimis foarte multe comenzi. Da, uleiul de cannabis mi-a intrat în depozit, am trimis comenzi de joi, vineri, sâmbătă, duminică, am reușit să trimit celor ce au cerut și acum, da, suntem la zi. Știți că uleiul de cannabis nu l-am avut în depozit, deci acest ulei de cannabis uh, și mi-a intrat de joi în depozit, căci nu l-am avut patru luni, știți. Da, Maria te salut, Dumitru, bună seara, Lenuca, Dănuța, salut! Flori, Sandu, Marina, Ionela, Viorica, Bravo, Moldovan, Luca, Voichița, Cristina. Da, sunt normal, femeie frumoasă. Ah, încă tânără jună. Încă n-am intrat în menopauză. De ce să nu fiu? Oh, de ce n-aș fi? Voichița, te salut. Bună seara, Norica. Gabriela Chiriac. Pentru ce este acest ulei? Uleiul de cannabis? Să vă explic. Deci astăzi suntem în 23 martie. Da? 2024. Sâmbătă. Uleiul, uleiul, de cannabis este acesta. Da? Și acest ulei de cannabis este pentru... Am aici să vă citesc. Stați un pic. Deci acest ulei de cannabis reduce convulsiile și crampele epileptice. Copiii care au probleme și au mușchii încleștați și ei la rândul lor, da, sunt uh, cu probleme. Așa, ureiul acesta îi ajută. Ei, ce face? Reduce riscul ocluzei arterei, artera principală la inimă, da, tratează psoriazisul, adică problemele mari de piele, condiția pielii și lucrează din interior spre exterior. Ce face? Atenție, inhibă. Formarea celulelor sanguine în celulele canceroase, da? Ce mai face? Previne răspândirea celulelor canceroase și previne tot ceea ce înseamnă oboseală. Ce face? Provoacă moartea celulară programată în celulele canceroase și este un înalt și un puternic calmant, practic ameliorează simptomele care sunt de depresie, insomnie, irascibilitate. Previne daunele cauzate de oxidare, adică de radicali liberi. Suprimă crampele musculare, atenție. Ce mai face? Ameliorează anxietatea, dar ajută și la două terpane. Da? Capabil să reducă supraactivitatea sistemului imunitar. Atenție, promovează formarea de noi celule cerebrale. Da? Reduce contracțiile intestinului subțire. Cine știe, știe ce zic. Oferă protecție împotriva deteriorării sistemului nervos și a creierului. Omul, da? Care e cel mai mare organ? Pielea. Da? Bun, pe urmă ce mai face? Are o metodă, are sigur o metodă inovativă de extracție înaltă, da? Și sprijină funcțiile sistemului nervos, calmează, relaxează. E pentru anxietate, insomnie, etc. Ajută la menținerea stării optime a pielii și, bineînțeles, are un impact pozitiv asupra sistemului imunitar, sprijină funcția sistemului respirator în totalitate și îmbunătățește calitatea somnului și bunăstarea. Am prins tot. Da? Nu știu de ce medicii nu vă dau așa ceva. Vă dau tot felul de treaba lor. Nu mă interesează. Dar V-am spus că pe mine mă interesează. Le-am adus în România și vi-l trimit cu plăcere. Aici arată, da? Aici arată, calmează sistemul, da? Și suportă, da? Vezi neuronii. Ce avem aici, pielea, părul, condiția, ce avem aici, plămânii, ce avem aici, întreg sistemul imunitar. Da, costă 250 de lei, îl trimit oriunde lune, în lume și v-am spus că e un nivel foarte înalt de tehnologie, e extrem de bine explicat și el la rândul lui îi pentru persoanele cu depresie, anxietate, irascibilitate, cele ce nu pot să dorm, cele ce nu mai lasă în primul rând melatonina și serotonina să mai funcționeze. Pentru că sunt femei și persoane, bărbați, femei care dorm după 4 dimineața. Ajutați-vă! 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 Ia să vedem. Uh, Permiteți-mi să citesc pentru că am oprit mesajele. Acum citesc. Ia să vedem. Daniela Cojocaru, bună seara. Ne poți da detalii despre mănușa exfoliantă și la ce este bună? Doamna Ana Maria, mănușa este pentru uh, piningul mortal mort al pielii piele moartă, tot ce înseamnă piele uscată, pentru tot ce înseamnă, cum zic eu, ningei ăia urâți, urâți, căsurâți. Așa, și nu trebuie să mergi la doctor să sari în sus. E bine suficient că îi închizi cu un laț, adică cu o ață, să nu-i mai las să se alimenteze cu sânge. Ce îi umflă sângele, ce îi usucă oprirea alimentării cu sânge. Da? ți ții așa, Uite așa. Am mulți la gât. Multe noduri. No. E bine să vă spun. Așa. Și îi faci un nod. Da? Și dor cu mai multe ațe. Mâine ele, ele cad. Pentru că nu mai sunt alimentate cu sângele tău. Atâta tot. N-are rost să deranjezi medicii. Ce să faci? Să dai bani lasă lase sau așa? Hei! Și pe urmă să de la mine un săpun, că n-ai de la cine să-l iei, cu coloidar care într-adevăr îi pentru bacterii, fungi, ciuperci, virus, por dilatați, grăsime, sebum, ciupercă, piele moartă, da? Și ajută, pentru că e bactericid, fungicid și virucid, fiind pur argin coloidal. Și, da, te ajuți. Că până vin doctorii, normal că te ajuți cum poți. Așa, da, costă 125 mânușa respectivă, e extrem de bună, ți-o trimit cu drag. Citim. Nu mă saruți, îmi zice Ciprian. Prostituție, bulău, hău. Nu, no, să știi că așa este. După 40 de ani, nici, nu, 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 se mai zice uh, prostituție la o femeie bătrână. Să zice, uite, că face și ea ceva. Că scăm și noi gura. Gura. Așa, preț. Așa, bună seara, mi-e drag de dumneavoastră, sunteți bine de viață. Ce faină ești, Ancuța. Măi, mi-am obosită de azi dimineață pe drum. Multă sănătate la familie. Uleiul de cannabis. Mă, tu te auzi ce zici? Da, ulei de, de cana uh, cbd da? îi cannabidiol uh, canabidiol care el la rândul lui nu are THC. Deci nu-i drog. Bun, cânepă. Așa, mă aud, du-te, dracule, mă aud. Așa, îmi zice un, o doamnă, Măriuța, Măriuța, de do o doamnă, Măriuța, îmi zice, du-te la curcare, doamnă, dă uliniuță te că tu te duci. Pune cratimă, că ești în menopauză. Și ea avea nepoți lângă tine și nu-i bine. Respect. Dă urinuță te că tu te duci. Așa, mi-a fost dor de tine, îmi zice Andrei. Bun, Alexandra Raisa îmi zice, tu te auzi ce vorbești? Da, atât am aud ce vorbesc și repun ce vorbesc încât să știi și nu dau să fug, îmi asum. No, ce năcas pe noi. Ce faină ești, cât costă. Uleiul de canabisul e foarte bun pentru paraziții intestinali. Așa, câte picături se iau? Depinde de kilograme, doamna Cristina. Uleiul de cannabis, da? Deci se ia în funcție de kilograme. Dacă ai până în 60 de kg, iei două picături. Dacă ai între 60 și 90 de kg, trei picături. Iar dacă ai între, sigur, 90 și 150, patru picături. Așa, cât costă uleiul? 250 de lei. Da? Deci uleiul de cannabis este aici să vi-l arăt. Deci v-am spus că au intrat în depozit, eu am avansat, mulțumită vouă, întoarcem camera, da? Uitați, uleiul de cannabis este aici, acestea toate au fost pline, atâta mai am, cel puțin acum, așa, deci v-am spus că uleiul de cannabis este acesta, da? Este un ulei pentru tot ce înseamnă. Deci uleiul de cannabis, să știți că este ulei cannabidiol, care nu conține THC. Adică poliția, dacă te oprește, n-are ce să-ți spună că nu se găsește în sânge sau în fiolă. Atenție! Da, v-am spus că amelioroază anxietatea, capabil să reducă supraactivitatea sistemului imunitar. V-am spus că reduce convulsiile și crampele epileptice la copii, restabilește mobilitatea articulațiilor, durerea din orice punct al corpului, Somnul ajută la gută, ajută la o stoporoză și îndepărtează procesul inflamator din corp, operațiile, cancerul, tot. Aici ai viitorul. Mai am câteva cutii, nu pot să zic că sunt multe, dar știu că încă nu m-am uitat bine la mesaje. Ia să mai vedem. Bună, vreau și eu să-mi dați ce să taie pofta de mâncare. Ambiția ta e pofta de mâncare. Trebuie să fii o femeie ambițioasă, trebuie să știi că vine căldura și trebuie să strulci să fii ușoară. Uh, trebuie să ai disciplină și educație alimentară. Da, 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 da. Pentru că uh, omul gras, da, nu dă randament bun. Adică benzina lui nu poate să ajungă la creier ca să, da, să dea un sfat bun, să fie maleabil, să se miște. Da? Dacă e de fugit, tu nu poți să fugi. Te calcă ăia slab în picioare. Te rup să vezi ce pățăști. Da. Cum să-mi pofta de mâncare? Ambiție. Mâncarea nu ți intră în gură. Pentru că și dacă o ții căscat așa, vezi că nu ți intră, slăbești. Omul cum să îngrașă? Pentru că mestecă. Cine-i pune în gură? El! Cine-i dușmanul omului? El! Pe pe cine dai vina? Ce vrei? Să te uh, zucrumi? Bravo! E indicat! Decât să îți trebuiască două locuri la, de scaun. Vine căldura, trebuie să arăți bine, un gât subțire, mâini frumoase, tonifiată. Pun cum? Dar nu se poate. Tot, iarna fără unghii, vara acoperite unghiile, nu se poate, trebuie să ai grijă. Cum să ai pofta de mâncare? Prin disciplină. Ce trebuie să se facă? Să te dezveți din momentul în care te-ai învățat să-ți bați joc de tine. E normal. Eu, 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 eu ce vă spun eu nu vă spune nimeni. Atâta tot. Arăți exact cât investești în tine. Cine își bate joc de el? Tu. Cine ești tu? Omul cu care stai. Că sunt la 50 de kg la 900, la 90 de kg, nu poți să fii bine cu tine. Și nici cu soțul, că îi, pușcă coile când te lași pe el. Nu poți să-l servești. Ai înțeles? Eu îl pot servi. În cum vreau îl pot servi, dar tu nu poți să-l servești. Te pui pe el, l blocat. Nici ambulanța nu vine. Că să știi că l-ai mort. Să știi. Care e punctul slab a unui bărbat? Testicolele. L-ai omorât. La revedere! Și atunci trebuie să fii ușoară. Știi de ce? Că n-ai ce să faci. Un pic de respect. Am copii, am aia, glanda tiroidă și menopauza. dă Da reacului, că mănânci până nu mai poți. Nu, nu, nu. Nu se poate. Așa, Mădălina Pubici. Citim următoarea întrebare. Serios, bună seara. Se pot folosi pentru alunițe? Mulțumesc. Alunițele, sigur, dacă sunt periculoase și așa mai recidivează în tot felul de culori, e foarte important să mergi la dermatolog căci se vor duce de pe tine dacă trebuie să se ducă cu zăpadă carbonică. Nu te mint, nu te pot ajuta eu. Citim cu drag. Ce recomand să îmi crească cariciul? Nimic. Pe mine nu mă interesează cariciul tău, pe mine mă interesează situația ta financiară. Atâta tot. Cai carici, nu mă interesează, că la, mă întrebi pe mine la 41 de ani, eu și -mi sunt versată, sunt școlită și mă piști pe tine. Atâta tot. Nu, no, ca să vezi. Deci nu mă întreba pe mine. Mă înțelegi? Estea tinere să încurcă cu tine dacă ai bani. Una ca mine are bani. Deci nu o să ne, ne întâlnim nici în iad, îți garantez. Nu, no, numai dacă ai bani mai mulți ca mine. I-am un palat de 600 de metri, am dau la stat 7000 de euro numai la stat. Pe tu trebuie să ai mai mult ca mine. Ca, ca să nu te întreb niciodată de cariciu tău. Ei! Cum să crească? Cu respect. Atâta tot. Toată viața o să-ți crească dacă ai respect. Respectul banilor care îi faci că, părmă, nu știu eu ce să cumpăr. Bun. Uh, ia să vedem. Trimite ceva bani și mie. Laurențiu tu sigur că îți și ție. Sigur că îți Atâta tot. Da. C -c Când eu trebuie să dau un bărbat la un, la un bani la un bărbat, să vină cu că s-o șters pe nume. S-o șters. Așa. Așa, cineva mă întreabă dacă ești pocăită. Nu știu ce înseamnă să fii pocăită. Eu cred în cele 10 porunci, da, care zice să nu furi, da, să nu ucizi, nu că merg să o uciți pe altul, că nu mă trebuie să merg nicăieri, că ăștia să o ucid singur pe ei. Când îi vezi cât îți de grași bolnavi, nu e să mai mergi. Așa, pe urmă zice să resezi pe tată toți pe mama ta să ai o viață bună, fericită pe pământ, pe urmă zice să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chipciopri și, și așa mai departe. Deci, ce... Pocăită? Deja ți-am spus că-s pocăită. Părinții mei sunt cu mine, da? au servitori, da? nu mint, nu, așa, Dumnezeu, e singurul care iubesc mai mult ca pe fiul meu, și de aici cred că am spus cât îți de mă. Da. Că Dumnezeu are treabă cu rujul meu. Da. Și nici cu cei -ce mei. Da. Și nici cu chiloțul de lui Vuitton care i-a băgat strâns pe clitoris. Mare că Dumnezeu nu s soi uitat eu te uiți Nu. No, atât ați de Ia să vedem. Uh, pentru tromblofeite, da. Uh, am, am. Pentru, da, varice. Pentru varicei ăsta. Și asta e pentru varice, adică pentru femeile, da, și bărbații care au probleme mari cu varicile. Adică picioare care sunt gre cu o circulație greoaie, care au probleme mari cu ă, circulația sângelui în special, da, și cu ă, venele, da, urâte și inestetice, care sunt ca și paianjenii care sunt urâte, inestetice și îți iau încrederea și feminitatea din tine. Nu mai sta și ia un monogen pentru că e produs german, e sigur. Mama mea de trei luni de zile din a patra lună îi pușurică, fericită, e numai pe tocuri. Acede și la tocurile mele. Eu am colecții de tocuri, că eu sunt o feministă convinsă. Deci pentru mine Dumnezeu că sunt femeie ales perfect. Și mamă, atenție. Ia să mai vedem. Ești de la Pentecostar sau Baptiști? Nu, Isus n-a venit pe pământ să facă religii. A venit să facă o relație. Știți ce înseamnă religiile? Religiile îi atunci când doi se ceartă. Și zice, a, da, catolici? Na pământ ne am deschid o firmă, suntem, da, o, ortodoxi. A, ortodox? Vine neamul, știi, că din neam să trage caracatița. A, nu, nu, nimic, că eu vin și fac uh, martorul lui Jehova. A, martorul lui Jehova? Nu, no, stai că vin eu să vă arăt. Da? Ce fac? Hai că fac eu uh, uh, peticostali. Nu, no, vin eu, nu, 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 suntem Buda. Da, martorul lui Buda și stăm așa două ore și ne... Da? Aia înseamnă, regula 1, nu intra în afacerea nimănui. Pentru că sunt afaceri. Voi ce credeți că există drac? Astea sunt lucruri inventate de popi. Pentru o minte slabă. O minte care a citit. Cu care sunt eu. Nu poate fi manipulată. Nimeni nu-ți poate da identitate când ți-a dat Dumnezeu. Cine să dea? Un popă? Serios? Nu, no, mă duc acolo să-mi pună patrafirul să mă, să mă sugrume. Da, să-i miros bășânile. În ce calitate mergi tu la el? Când Dumnezeu E singurul care zice cuvântul să-l uh, cinstești, să-i vorbești în eu tău, în, în, în patul tău, în odaia ta. În lipsa lucrurilor și să-i mulțumești când nu le ai. Ce cați? că eu când vă aud ești ortodoxă, nu știu ce sunt. Pentru că Dumnezeu, Iisus nu are re religii. arătați să -mi mie că am citit Biblia de șapte ori. Unde zice de ortodox, peticostali, unde? Unde? și -o dați peste cap. Vă mănânc, vă sfârtic așa. Lasă astea. Astea sunt pentru proști, pentru oameni care n-au minte, care n-au citit, care sunt învârtiți ca vântul. Pe cum? Hm. Că tabletele de varice îi pentru varice. Nu știu ce are pe aici... N-am înțeles și nu, nu, e în germană. E sigur să ia două pe zi după ce mănânci, dar e sigur. Da, Dumnezeu este peste tot, normal. Femeie deșteaptă, perfect vorbești. Ce ai citit? Biblia, că doar nu certificatul tată și Așa, ce frumos sunt cercei. Da, cerceii, doamna Monica, i-am de vânzare. Costă 100 de lei. Sunt piese autentice. Da? în înseamnă autentică, îi bine șlefuit în laser inoxul. Da? Te violează unul, te rupe, ăștia rămân intact. Da? Bun. Nu ar, nu se mai întâmplă nimic cu ele. Da, tabletele pentru varice, da, costă 500 de lei și sunt pentru o lună de zile. Nu, e, e ceva în condiții, acest frumos, frumoase tablete pentru circulație. Așa, pentru cuperoză. Pentru cuperoză am să pună cu argint și spray -ul. Da, 500 de lei, da, da, doamnă, 500 de lei. Dar eu îl cumpăr cu 68 de euro. Da, și ajunge la mine în firmă. Și 23% dau la stat. Și calculează cât în cu câștig eu, că l-aduc, da? 9, 8, 10 dolari dolar, euro. Așa, și mi trebuie să mi dai dacă nu, n-ai de unde să le iei. Dar la mine le iei. No, eu ți-l aduc acasă. La Mițo Coțo. Să-l aduc. Semnez numai. A venit de a venit Sunday. Și semnez. Cât îi? Cât crezi că îi? Pentru osoberos aveți ceva? Da. În primul și în primul rând colagenul, care e pentru mișcare, mobilitate, articulații. Pentru partea care ține de uh, mobilitate. Pentru condiția pielii, pentru digestie, pentru ochi, pentru tot colagenul și e important să luați și coenzima Q10. Da, pentru genunchi, mai ales uleiul de cannabis. Pentru înflătură ai ceva? Nu știu, că e bine ca să fie ușurel. Înflăturile vin când ești foarte gras și nu mai vrei să trăiești. Și atunci asigur că te miști greu, mișcările sunt mai lente și încet încet, în loc să mergi înainte, te trage patul. Și e prea devreme. Așa, pentru tableta aia aveți ceva. Care e treaba cu sucitorul? Adică, care cu sucitorul? Că eu știu care e treaba cu savarina. Acum eu trebuie să știu problema ta. Îi, nu, nu e problemă. Trebuie să plătești. Da. A, eu la mine am vreo patru bluze. Ce să-ți povestesc? Unu, doi, am vreo cinci bluze. Eu tot slabă, -s. nu te preocupa. Că nu scât cât e mare. Pentru cearcăne la ochi aveți ceva? Da, crema de riduri care este într adevăr o cremă pentru riduri, este o cremă într adevăr pentru tot ceea ce înseamnă uh, curățenie. Are inulină, centelasiatică, erixilutinereț indian, indian cupru, calciu, siliciu, zinc. Dani, salut. Pentru ten uscat și da, pentru ten uscat am spus că e bună crema asta. Deslăbit, aveți ceva? Da, am două 187 de euro, 187 de lei costă, adică 38 de euro. pentru slăbit am un plic de dimineața și unul de seara. Deci acest, deci, acest plic, a, ia să vedem, să le facem corect. Acest, deci, acest plic, sunt plicurile plicul de dimineață și plicul de seara. Seara se zice restore, da? Și asta înseamnă power cocktail, puterea cocktailului. Ce are? NTC, nu tine să transportă în celule. Ei, omul cum s-a învățat să fie gras mare ca un porc, pentru că în medicină se zice că omul este considerat un porc, pentru că mănâncă da? fără să se sature și mănâncă între mese, numai să crească. Așa, deci cum s-a învățat trebuie să se dezvețe. Este greu, dar cu primul pas ajung la rezultate mari, adică să nu mai faci ce ai făcut. Ei un plic dimineața, ca eu mă trezesc la 10. Am înțeles. Bun, ești putoare de început. Da, te trezești la 10. dar dracu, bine că te trezești. Ei ăsta, power cocktail. Bun. Cu 200 de grame de apă, mese și bei. Bun. După masă, mănânci ceva. Ce mănânci după masă? Ceva. Să zicem... 250 300 de grame de apă, de, de carne, prăjită, pui, fiartă cu salată, de varză, o roșie sau un castravete. Deci ce luăm carne și salată, da? Deci o legumă, de ce ca să eliminăm apa din organism. Și proteina ca să nu rămână pielea floșcă. Continuăm. După masă, da? Nu mai mâncăm nimic după ce am mâncat mestecând. Când mestecăm o dată pe zi și seara luăm restaurat. Ăsta, restauratul ăsta îi un plic foarte bun, care are și, uh, cum să spun, pentru somn, ca tu să te odihnești. Bun. Ei, e sigur, nu știu cum o duci, dar dacă ai disciplină, slăbești peste limita explicațiilor mele din seara asta. n ce să faci, cum te-ai învățat, trebuie să te dezveți. <coughs> Așa, am zice un domn, nu judeci. Ce dracu să judeci? Că eu vorbesc. Eu am avut 96 de chile. Pizda nu mi-am văzut-o. Alții nu mă putut suporta. Ați stat de grasă? Au trebuit să fac ceva. Acum am zis că alții ești prea slabă. Ah, oh, ce orgasm vieții mele. Da. Dacă cineva mă întreabă, Anca, vrei să mor la 150 de chile? Sau vrei să mă la, șapte, la 62 de chile cât am amu? Să mă calculez că-s mortă? Da? Pentru ce să fie o povară să mă ducă cineva? Cum? Hmm. Vai, vai, că nu gândiți Ia să vedem A, ți-ai pus ceasuri în ecran A, da, am, ceasuri, am vreo șapte ceasuri Ce vreți să spun? De ce te-au reținut ăștia de la poliție? Nu știu, că n-am mai fost la poliție de trei ani De trei ani Nu, am mai fost la poliție De trei ani Unu, doi, trei ani nu, nu știu la ce te referi A, Așa pot fi exemplu pentru dumneavoastră. De ce, așa, numai puțin, că la atâta repete, de ferească Dumnezeu. Pentru diabet aveți medicament, pentru diabet am ceva bun în condiții. Să vă arăt. Ăsta îi, da, si balans. Ei, ba, si balans ăsta, da? Îi pentru uh, ca tu, când mănânci, să iei un plic cu o oră înainte de masă și să mănânci ce vrei tu. Pentru că nu, nu, nu mai lasă zahărul să intre în intestine, aia e problema, da? Și nici în sânge. Ce face Siba? Ăsta e un totu. Ăsta e un tot. Sibalans. Bun. Pentru diabet. Ăla e un revolu o, revolu o, rezo o revoluție pe piață. Pentru că are NTC exclusiv, adică nutrienții să transportă în celule. Așa, ia să vedem. Da, mi-am pus roș buzele roșii. Las că poate fi și mai rău. Așa tu cu ce ai slăbit? Eu sunt slabă de șase ani. Eu de depiem știu din noiembrie. Eu sunt slabă pentru că mă abțin. Eu sunt slabă pentru că am o încredere foarte mare în mine. Eu sunt slabă pentru că mă cert. Pentru că mă autocritic. Da, 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 da. Eu țin cont de lucruri. Dacă mă duc la nuntă, mă duc mai, e mai elegantă ca mireasa, că nu pot să mă duc cu alb pentru că o respect. Dar în rest, fac poze mai mult ca ea. Mai multe ca ea. Pentru că mă iubesc. Dacă astăzi am fost, nu știu ce, ministru m-a invitat prin bistița, m-am dus îmbrăcată fresh, în condiții. Deci eu țin cont de tot. Unde mă duc, ce geantă-mi și așa mai, pentru că mă interesează. Nu. No. Cât costă setul pentru cuperoză? Nu știu ce set pentru cuperoză, pentru că e să pun și un spray, doamnă. Anca, te pup, sunt fata care ți-a adus tabloul. Ah, scumpa mea! Da, ea este fata care mi-a adus tabloul și tabloul este acolo. ăla ai tabloul care ea mi l-a adus. Când mi-am deschis firma, nu mulți au crezut în mine, dar ea a fost fata care, într-adevăr, mi-a adus un tablou frumos. Așa, îmi ziceam că tu crezi că eu pot slăbi și fără acestea? Niciodată! Pentru că trebuie să mănânci ceva și la trebuie să ai educație și disciplină să mănânci din 4 în 4 ore să nu mănânci între mese. Vreau și eu o cremă de cearcă, de trimit cu plăcere. Ce zodești? Eu 9 februarie. Uh, tu le-ai folosit, sunt naturale. Bineînțeles că eu am acolo uh, amere deschise. Ia să vedem bună. Colagenul cât costă? 500 de lei. Este pentru aproape două luni de zile. Are NTC exclusiv. Nu trebuie să se transportă în celule. Anca, ai adus uleiul de cannabis, da, uleiul, da, l-am adus, este în depozit, da, costă 250 de lei, sigur, prețul vechi, este, cum v-am spus, pentru tot ceea ce înseamnă depresie, anxietate, probleme, insomnie. Unde se pot comanda? La numărul meu de pe TikTok, acolo scrie cine sunt, câți urmăritori am aici pe TikTok și acolo scrie numărul meu de mobil. Bună seara, sunteți de vis. Pentru ficat ce ai? Detoxul, care detoxifică ficatul, pancreasul, care dă tot ceea ce înseamnă uh, toxine din organism. Ăsta, da, detoxifică. Într-adevăr, el, da, se ia cu disciplină. Ai mâncat, după o jumătate de oră l-ai luat. Una, iei o săptămână, după o săptămână poți să iei două. E foarte bun pentru că detoxifică ficatul, pancreasul, da, te ușurează, ajută digestia, scade zahărul din sânge și colesterolul și la rândul tău te simți ușurată, împlinită și mai uh, concretă în somn. Adică dormi, te lași pur și simplu. Pentru că ficatul gras nu uh, practic te intoxică. Da? Îți otrăvește corpul cu permisiunea ta. Ficatul este singurul organ care nu doare. Și este singurul care, dacă îi lăsat, se regenerează. Așa, salut, Anca, ai uleiul de... Da, uleiul uh, intrat în depozit. Ăsta e uleiul, este intrat în depozit, vi-l trimit cu plăcere. El la rândul lui costă... El la rândul lui costă uh, 250 de lei și îi pentru tot ceea ce înseamnă... Tot, tot ceea ce înseamnă uh, depresie, anxietate, insomnie, condiția pielii, cele ce au multe medicamente, cele ce au cancer pentru că da uh, ușurează vindecă și rezolvă. <coughs> Unde e crema de pete? Asta. Da, asta e crema de pete, îi pentru petele urâte maronii persistente și de soare. Ia, la rândul ei costă 250 de lei, dar este sigură dacă ai pete. Da? Dacă ai pete, o cer și ți-o trimit pentru că acum încă îi răcoare te poți ajuta. Procesul de albire îi între 10 și 16-20 de seri depinde de ten. Să dăstrați suțire seara pe față, nu coborâm pe gât, pe mâni, pe decolteu. Dimineața ne trezim și ne spălăm cu apă curată din abundanță și dăm cu o cremă 50 SPF+. Îi pentru petele urâte, maronii, persistente de soare, mai ales, sigur, mustață sau pomeți, cum spun eu, zugrăviți cu pete e bine să ai grijă de tine, e bine să îți luminezi fața. Pentru că n-ai de ce să ai harta Africii pe față. Bună, soția mă întreabă un remediu pentru dragoste de ai. Da, ai dragoste. Nu știu. Nu știu. Dacă e naivă și mai crede în asta, e bine. Eu la 40 de ani, nu știu ce zici. Așa, bună seara în cuța. Pentru ochi ai ceva. Un, uh, o cremă. Am 5 de kilograme, vreau să străbesc. Ai foarte multe chile. <coughs> La ce preț e medicamentul de străbit? 1000 de lei. Înlocuiește două mese pe zi, timp de o lună. Deci n-ai de ce să nu încerci. Ia să vedem ceva de hemoroizi aveți, trebuie neapărat să ți operezi. N-ai de ce să-i ții în cur. Pentru ce să-ți ții hemoroizi în cur? Ceva de faptul că știi că ai un hemoroid, nu mai mulți, plural, îi un lucru care, cum să spun, te obligă să te duci racurile la cuțit. Da? Pentru ceva pentru emoroi, ce să-ți dau pentru emoroi, că te mint? Du-te și scoate-i! Am auzit că e cea mai puternică, sigur, dureroasă, aia, dar du-te-vă băi, acolo, măi! Și scoate-ți! Nu-i normal să-ți scoți? E bine? E bine? Să și de mândra minune. Tu ce crezi că rămâne unul din simpatie, pielea, carnea, îi dublează? și bine să-i speri și pe ea, pe doctoria aia. Du-te, mă! Ce să ai pentru emoraiz? Ce să ai? Nimic! Tu te operează-i! Nu, mă! Îmi zice o doamnă, nu e dureros, eu am scos. Bravo, doamnă! Trai să-l ambiționăm. Du-te, și scoate. Pentru că o stipați, aveți ceva detoxu. Doamna Ioredana, Iore, Loredana, detoxul. Asta detoxul detoxifică ficatul, pancreasul, într-adevăr ajută foarte mult, pregătește bine, știi, structura intestinală, ușurează, îi pentru zahăr să nu lase, știi, să... E... Fie persistent în organism. Uleiul de cannabis e în condiții. Mulțumesc. Da, e un ulei un foarte bun. Pentru coronul iritabil ce aveți? Uleiul de cannabis. E, pentru că zice, da? Pentru intestine. E, era dureros cândva. Continuăm. Colagenul e bun pentru osteoporoză, îi pentru osteoporoză, în special. Uh, ai lucruri interesante, da, pentru că sunt un om de valoare, de respect și de glorie. Pentru mărire și erecție aveți, auzi, Zeus, trebuie să slăbești. Să nu, ești ca un pitbull. Ce, trebuie să o ai mică și, mică și grasă. Toare Slăbești? Nu știu. Să faci ceva. Nu știu, că mi se pare oribil. Oribil. Mi se pare. Pentru mâini care se decojesc, o să pun și mânușa. Uleiul de cannabis aș cumpăra, da, cupere de pe numărul meu de pe TikTok. Te machiezi singură, doamnă, îți de azi dimineață, nu mai stă nici machiajul, nimic. Nu ți-a fost frică să te bagi în sicriu? Nu! 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 Cum să mă fie frică să mă bag în sicriu? Ce se A vorbit despre moarte este o glorie singura femeie care a spus de la balcon a fost Margaret Thatcher care a spus mâine luați sicriul garoul și îl puneți pe umeri soldați și a zis cine moare? Eu! Pe cum că eu acum, da? Îmi modific moartea. Când eu mor puneți flori albe mergeți așa, puneți covor roșu și acolo vă opriți zâmbiți, alegeți soldați înalți să-mi ducă garoul Aia a fost o femeie care și-o privi moartea. Da? Și eu la fel. Eu n-am modele în România. Cum? Apoi tot ce vorbesc eu acum, tot ce am eu și voi și ceilalți și alții, sunt iluzii. Moartea este singurul lucru drept. Restul de degeaba. De ce? Pentru că din țărână și din pământ Dumnezeu a construit pe om. Și pe om i-a dat suflu. Și dacă îți ia suflu, nu în pământ? Toate acestea lucruri sunt iluzii. Pentru că rămân și de tine și și de alții. Și atunci, la un om bine poziționat, cu o minte sănătoasă ca a mea, mi-e frică de moarte? Nu mi-e frică nici de tatăl, nici de măta de nimeni. Decât de Dumnezeu. Atât. De ce s-a rupt draperia timpului? În două. Pentru că a zis la mine, vii prin fiul meu. Atât. Nu Paraschiva și nu Rahatul. Atât a tot. Restul degeaba. Nu oriunde le duci, le duci degeaba. Pentru articulații, da. Pentru articulații îi colagenul, care într-adevăr ajută foarte mult, mai ales uleiul de cannabis. Salut, în zice pic Poc. Ah, ce frumos! pic-poc e interesant, știi, pic-poc mulțumesc, nu ești normală femeie, dar te ador, așa este în orice geniu a fost un gram de nebunie, pentru migrenă uleiul de cannabis, doamnă, că nu poți să stai cu migrene, că te iei cuțâtul și te duci la altul și îl bagi în suflet și pe urmă zici, ah, a fost în extazul meu de migrene ia-ți un ulei de cannabis pe limbă și gata pentru digele, nu știu, doamnă, că eu eram tânără, fecioară, acum vreo 32 de ani, și am venit de la școală cu un ingel. Aici, pe deget. Nu știu că... Când l-am văzut, am luat o lamă, că înainte era lamă, nu era atâtea de multe, și l-am luat până aproape de os. Nu știu. Nu se poate așa ceva. L-am luat. Era vreo 4-5 fitile. Și l-am urmărit Vreo două săptămâni Și nu mai a mai apărut niciodată Pentru că îl așteptam Asta înseamnă ningeii Ia să vedem <coughs> Pentru psoriazis am săpunul și spray cu argint coloidal De ce ți-e frică de Dumnezeu că El te iubește? Pentru amețel Pe cum frică? Pe singurul lucru Care duce la înțelepciune E frica de Dumnezeu, adică să nu faci cum? Păi citește ce ai. Așa. Uh, apropierea de Dumnezeu e frică. Bineînțeles. Adică să nu faci lucruri, să nu îți alte, de altul, să nu faci ceva ce ați ținut să așează -ți să facă. Adică un crez foarte înalt. Nu ce zice tatăl și măta. Ce duce tatăl tău. Dumnezeu. Ce ruși folosești? Mac. Până ce îmi vine rușul meu am, am luat, uh, mă dau cu mac. 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 Asta e ultima apariție de mac. Mă scuzați, recunosc că cu mac. Mac. Mulțumesc. Mac, mac. Mac, mac, mac și coac, coac, coac. Așa, pentru alopacie. Acum, dacă ai alopacie, numai uleiul de cannabis te scoate din căcat. Se arde și cu țigara. Eu am avut pe un deget și a dispărut. Normal! Ce nebună ești, da, doamna Angel? O, în orice geniu trebuie să fie un gram de nebunie. Dacă nu, s-o tot. Pentru diabet. Pentru diabet să știi că am balans, și balans, care se ia un plic. Da? pentru diabet, pentru cei ce sunt mâncăcioși, ai luat un plic, maxim două pe zi și viața ta îi roz. Nu mai te înțep, nu mai ai nicio treabă, trăiești fericită. Ce zice? De ce ai făcut așa cu rujul? Păi să-mi dau pe centru. Aici mi-am dat. Și mi-am dat și în mijloc. Pe păi cum? Pe păi eu mi l-am plotit. Pe cum acum trebuie să-și scuze? Că pe rujul să mă satisface. Pe centru. Nu? Sau cum? nu bine ce fac? Nu? Serios? nu bine? Păi eu trebuie să fac uniform. Pe centru. Nu! No. Și când vreau să zâmbesc, să par proastă, îmi dau și pe dinți. ah, <laughs> da, că sărancă. Ia, ia. Și de caz. <laughs> da. <laughs> Era una care era una care, vai că mor, nu știu, a fără dinți și mânca nu știu ce, am lăsat o jumătate de oră. Uite ce am! Ha, ha, ha. Nu mai știu cum mă cheamă. Nu știu. În fine, nu mai putin să-mi șterg asta. De ce ți-ai dat pe mijloc? Pe unde să dai? Ce cați în, în, în viața unei femei dacă nu ești pe centru? Așa, nu fiți invidioase. Așa, mor multe pudice. Da, multe pudice. Da. Am cazim și mie de acel vibrator. Da, am un vibrator la un foarte înalt nivel de tehnologie. Îți dă orgasme de la reacul că și să duce și uh, îl pui în perete unde vrei tu și te servești. Înțelegi? Din toate punctele de vedere. El, la rândul lui, e o altă tehnologie care imită pielea naturală. Așa, îl am aici pentru că nu, dai seama, că nu poți gândi dacă nu-l ai. Vi-l arăt, dar nu, nu mult, că mă blochează, nu fiți răle. Uitați, ăsta îi, numai puțin ca să-i, ă, ă, ăsta e pentru clitoris. unul îmi zice, îți dau limbi, îți dai seama ce limbi eu mai poate da ăla când eu aici am 1, 2, 3, 4, 5 limbi. Nu. No. Ă, ăsta când vine pe clitoris, 5 limbi, rrr, Ce, no. cum te mai amenință unul cu o limbă? nu-ți nu dai seama cât au avansat femeia? Dai să-i să dau un, să da un pic, să dau un drumul. Uitați aici. Nu. Nu mai... Nu! Ce năcați pe noi? Oprește-te, oprește-te, nu mai enerva. Oprește-te, că suntem în public. Așa. Să vă mai citesc mesaje. <coughs> Da, femeia avansat, o femeie în condiții trebuie să aibă două, trei, patru vibratoare, un unceantă, o femeie trebuie să se reprezinte pe ea însăși, o femeie trebuie să se iubească pe ea însăși și o femeie trebuie să aibă accesorii. Mai înțeles? Da, cum să nu? Că n-ai ce să faci. Până vin doctorii, te ajut cum poți. George n-are pulă, George n-are bani. Problema cu George. George e un teras însărcinată. Problema cu George. N-ai ce face. Nu-i nimic. Îl luăm, da? Din geantă, Armando. Ce să faci? Asta e, îmi pare rău, dar asta e adevărul. Îmi zice doamna Mihaela, doamnă, eu am trei vibratoare. Bravo, doamnă, vă pup. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Câte plicuri sunt în cutia pentru diabet? 30. 30. Îi produs German. S-a cheltuit 3 milioane de euro pentru plicurile astea. Eți, ați plicuri sigure. Îmi zice, îmi arăt ceasul de la mână. Ceasul e un Rolex. E un Rolex. O piesă de Rolex. Mai puțin ca munghile. Așa. Rolex. Bineînțeles, tanzat cu tot ce trebuie. El e o piesă. Da? Pentru că un original, da, niciodată nu mișcă. Așa. Deci el e, e foarte bine lucrat, e o piesă. Uh, îi lăs, e de pe vremea fratelui meu care a murit. Eu nu. Ăsta e un ceas de vreo 85.000 de euro. Nu, Eu nu l-aș fi putut cumpăra niciodată. Așa, acum, acum, peste câteva luni, l-aș putea lua, că deja muncesc bine. Așa. Un ceas de la costă între. Cam o, în de de euro. Îmi zice un domn, pentru hemoroizi ce ai? Operație. Ia să vedem. Adem zice, n-ai bărbat, patru vibratoare. Ainț, țvai, drai, fir. Am patru vibratoare, ca să știi. Conectate. Trifazic, monofazic. Ca să știi. No turbo și super turbo și full option. Când mă întrebe că ai iubit? Eu mă gândesc dacă să nu rămân fără electricitate. Îți admit toată de nebunie, în sensul bun și al cuvântul, doar reclama cu coștiugul a fost demențial. Da, doamnă, lumea avansează și au trebuit să fac al doilea uh, episod. Pe care îl folosești? Nu știu că deocamdată toate mă vor, că cu mine e ușor, de asta știi, nu le termin bateria. Ești comică, săpunul dumneavoastră este genial. Mulțumesc, doamnă, te iubesc, mulțumesc, Rebecca. De, de unde cumpăr acea cutie pentru diabet, de la mine? Maria, mulțumesc de inimioară. Sunt bune și la hemoroizi. Pentru hemoroizi, domnule, Alex, dacă vrei, da, să-ți micșoreze, adică să se mixoreze, ei monogenul. Mulțumesc, la doamnă, bună seara. Monogenul, da, este pentru uh, circulație, pentru problema mare de sânge și, uh, cum să spun, Oxigenarea sângelui, da, și uh, durerea de picioare când tu simți picioarele greoie, gre, grele, adică grele, și te dor. Ei, atunci sau, bineînțeles, mulțumesc, Emilia, Adina, ah! Oh! Ceva pentru slăbit. Da, pentru slăbit am plicul de dimineața și de seara. E superbă, suntem, am ca vreau și eu cei. Da, cei costă 100 de lei, sunt și cei frumoși care te scot din anonimat și îți de avut că îi cald imediat știi, ne mai șlefuim. Ce preț au piculețele pentru diabet? 350 de lei, din câte știu. Nu mai știu exact, 350 de lei, cred că nu mai știu. 300, dacă nu, 350. Ceva pentru stomac. Pentru stomac, da, detoxul, care detoxifică ficatul și pancreasul și dă deoparte tot ceea ce înseamnă toxine, ajută, pregătește. Foarte mult interiorul. Bună seara! Pentru el nu e de disc, nu aveți nimic, nu. Trebuie să ai grijă ca să nu te îngrași, ca să te miști mai bine. Cât costă? Anca, arată în crema de pete. Ești o frumusețe tare simpatică, am născut lacrimi. Da, crema de pete este aceasta și este o cremă pentru pete. Să știți că se lucrează acum la interiorul ei. Acum se fac teste pentru că această cremă să dureze cam 8 luni, adică 3 luni în plus chiar aproape un an să lucrează ca să fie valabilă. aia se, Așa, doamna, încă mai vorbiți despre vibrator. Da, vibratorul este la cel mai înalt nivel de tehnologie. Este o gentuță frumoasă care merită să o aibă orice femeie. Dacă tu la rândul tău, sigur, nu ai pereche sau cu pereche, uh, e ok. Nu știu ce încredere ai tu în celălalt, dar e ok să te vadă ăla că gem de plăcere și o e razna. Da? Ce bărbat performant poate da Orgazm în, în vagin și în clitoris în același timp, o e razna, să se dreaptă oasele, gâtul lung, îți dai seama, sunt foarte multe femei care, eu niciodată n-am zis că n-ai bărbat, ești în depresie, nu, mănânci și mult, nu ai nici, nu ai nimic, dar din momentul în care îți mai dai câte o plăcere, a, și ai un omuleț frumos, scruptat, care te așteaptă, ai plăcerea ta. N-are Dumnezeu cu asta, că doar nu te lași însărcinată. Și te bucur de tine. E logic. Ah, prietenul meu, vai, mă scuzați. Nu că n-am voie să le că mă blochează, vai, că mor. Că A, ah, știi unde îl puteți vedea? Pe, pe site-ul meu, casa mea online, Tony Richardson, acolo îl puteți vedea. Intri pe casa mea, eu am o casă online. Da? care nu mă găzdui românii pe mine pe mine mă găzdui Dublinul. Și acolo aici sus pe la cine sunt eu câți urmăritori am aici pe pagina mea de profil pe TikTok scrie www.onycharson.ro și acolo da, mă găsiți pe mine cu casa mea online. Și acolo zice ai 18 ani îi zici ce-i vrea nu mă interesează. Și se deschide penisurile și te uiți ăsta ăsta are șapte viteze cu telecomandă. O nebunești, nu mai știi, să oprești telecomanda, să răspund la telefon, nu mai știi, rămâi blocată. Nu, nu, mai vai, vai, că nu mai... Îți revii după două, trei zile, oamenii vorbesc și tu... Deci, senzație. Nu sărăcii. Anca, vorbeai despre o pastă de dinți. Da, lucrăm la pasta de dinți, este o piesă originală, Femeia și bărbatul. Asta este o pastă de dinți, încă lucrăm la ea, Tonic Richardson, îi înregistrată pe întreg globul, să n-am nevoie de... Și aceasta este femeia, deci așa aș fi o dezbrăcată. Da? Sunt scanată. Am cur deci încă, da, îi de investit. Și aici, aici, vedeți cum e aici, aici și aici, se spală pe dinți. Și ea rămâne în picioare. Da? Deci, acum se lucrează la ea. Asta e un proiect de câteva milioane de euro. Euro, mânca voastră. Bărbatul și femeia. Sau. Începutul. Da, dam și eu. Cât costă vibratorul? 1400 de lei. Are șapte viteze și mai am încă unul care. El la rândul lui are și 10 viteze. Dar eu l-am lăsat tot la același preț. Minunată sunteți, mulțumesc. A, rujul m-am dat cu rușul pe buze. Nici nu știu cum să mă compor cu el. Da, văd că îmi scrieți. Vă rog să îmi scrieți că vă răspund, nu-i problemă. Ce părere ai de un bărbat care nu plătește? Nu știu, doamnă, un bărbat care nu plătește e un bărbat care te obligă să te duci dracului. Da? Atât tot. Poți să iei o țeapă, dar nu poți să iei două. Că pe urmă îi plătești tu lui. Nu, că să schimbă rolul. Un bărbat care nu plătește e un bărbat care nu merită nimic. Nici să vadă Savarina, nu să introducă. Așa că nu învățați rău. Că vă bat. Nu zic că ești pe interes, dar un bărbat trebuie să aibă bani. Un bărbat trebuie să spulbere lumea. Da, dacă nu să ne lese în pace și să stea la cerșit ca să trec cu tocurile de lui Zviton. Mulțumesc! Da! Un săpun, da, costă 75 de lei, este un săpun pentru bacterii, fungi, ciuperci, firuș, cu 43 camelia hora. Cine e aia, mă, are 43 diamante? Ah, bani mulți. 43, pe cum dracu că nivelul era 40, s mai da drumul la pat, încă la alte nivele? Ah, bravo. Mai, mai bogată, în... la mine nu a trecut niciodată o femeie. Așa, bun, ești tare, suntem. Femei tari, femei de glorie, femei care putem, femei care suntem. Ia să vedem, nu recunoști că ai botox. Măi, omule bun, am, mă înțelegi, și în clitoris, ca să știi. L-am făcut, făcut și mai roza. Pentru că eu tot timpul îmi dau două injecții și una în gură. Mihai, te salut! De unde vine numele brandului? Copilul meu e Tony, că e mama lui, și rici, bogați, ar, sunt, sunt copii de copiii noștri. Da. Biu, pupici, Mihai. Laura mă apreciază, doamnă, cele care mă apreciază pe mine vă apreciați pe voi. Căci n-ai putea să apreciezi decât ceva ceea ce tu deja ai în tine și când apreciezi pe celelalte, e pentru că nu ți este străină. Cât costă cu colagenul de oase? Colagenul este foarte bun pentru articulații, pentru tot ceea ce înseamnă interior, mulțumesc doamnă Lia, Neli, Îi pentru articulații, pentru mobilitate, pentru piele, pentru riduri, pentru păr, pentru unghii, pentru rozaliu, pentru un clitos, clitoris roza, pentru picioare pentru pe pH-ul pielii. Ce ne ține, mulțumesc, Andreea, ce ne ține pe noi la oaltă? Pielea. Care e cel mai mare organ al corpului? Pielea. Cât trebuie luat colagenul? 6-8 luni. Cu ce ajută la pele? Ce? -i? Strugurel? Ce-i cu ăsta? Ah, spune la strugurel că nu fac, cum să zice, jocuri. Dacă ești așa aspră la vorbă, de ce ești așa aspră la vorbă? Nu știu, că uneori prin curaj. Mor cu dumneavoastră, sunteți fenomenale. Bună seara, ești o doamnă frumoasă. Zice, monogenul cât costă? 500 de lei. Unde toți cât costă? 175 de lei. Colagenul costă 500 de lei, dar este sigur. Pentru tot ceea ce înseamnă exterior și interior. Armando e și pentru bărbați. Gentuța Tony Richardson este și pentru bărbați. Normal mulți și-o cumpere să și-o bage în fund că pentru ce dacă o să i-o dai unui bărbat în gură ce face cu ea că ea nu mănâncă ea, ea au un corp mai fain ca femeile e logic cum îmi zice unul ceva pentru care aici ai da am spray-ul tonic richardson care într-adevăr îi pentru carici, îi un spray care îi 100%, herbal 100%, tăcări, tracțiune și tot ce trebuie, recunoștință, el la rândul lui un spray care se deschide, da? da? E discret, da? Se deschide și se ia, se pulverizează tz, pe modular, nu pe cap, nu pe coaie, ci pe trunchi. Din momentul în care crește, da, te clătești ca să poți să-i dai la aia ce vrei tu, că aia nu simte gura. Deci, e clar, ai anesteziat-o. Și, bineînțeles, da, te clătești. Că dacă te clătești, îți zice că tu ești rezistent. Că dacă nu te clătești, e. Că ți-ai luat, ți luat, spray, pentru că e foarte puternic, s o scoală. Așa, chiar dacă te termini, tu continui în erecție. De aia trebuie să o clătești. Și da, costă 250 de lei, e sigur. Și ce mai am, îi ăsta. Fit Line Man. Fitline Man Plus îi pentru bărbăție, rezistență, are testosteronul care se găsește în testicole, se pune 3 cupe într-150 de grame de apă și se amestecă și se bea. Dacă tu nu investești în mădular, el uită de tine. Degeaba veni noi performante cu tocuri să-ți dăm coile deoparte, că nu se ridică. Crede-mă ce spun. Ce trebuie să faci? Să investești în tine. După 45 de ani, ce trebuie să iei înainte de parfum? Testosteron. A dat tot. Parfum de la Aracuri. Cai. Am eu 10 și aici 10 am. Ia, ia, ia. 10 am. Ia, 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 ia. 10 am. Oh, oh. Prada. Oh, sun mă excit. Oh. Și costa? Oh, extat. Bun. Uh, continuăm. Hmm. Doamnă, ai dreptate. Papuș de baie, ai da? Să știi. Uite. Ia. La mine iarnă. Deci, clar. Când văd bani, mă desprag repede. Când știu că nu-ți bani, mă îmbrac urs. Urs! Mă îmbrac urs! Urs! Acum știu că nu-ți bani, ia o bluză. Două bluze trei bluze, urs, urs. No. Nu. Nu-s pe interes, dar că, știi, corpul, știi, nu mă ascultă. Pentru păr ce-mi recomand? Vă recomand un șampon care e pentru păr, care e pentru volum, pentru părul uscat, deteriorat. Da. Un parfum de bărbat cât costă? Nu știu cât costă. Eu am. Costă 300 de lei. E colecție privată. Dacă vrei, într-adevăr, să fii remarcat. Colecția privată înseamnă totuși esență. Pentru minte, ce ne recomanzi? Asta. Vezi? Creierul. Funcția creierului, dacă cumva uiți, dacă cumva dai un examen și uiți din cauza emoțiilor, investește în tine. Asta e pentru memorie. Da? Focul smart, da? adică focul creierului. Da, costă 125 șaponul. Victor Florin, un domn îmi trimite o inimioară. E chel ăsta. Oh, e bun. Foarte bun șamponul, ajută și la creșterea porului. Da, mulțumesc, doamnă. Pentru somn, ce ne recomanzi? Un, cineva îmi zice, iar minți. Nu știu de ce mint. La cărți de psihologie, ce ne recomanzi? Biblia! Biblia! Lasă-le! Dacă tu știi ce e Biblia, nu o să întrebi de afacerea nimănui. Pentru som, ce ne recomanzi? Vă recomand cu încredere. Uh, uleiul de cannabis. Atât. Da, mă duc la som, nu mai pot să stau pentru că am muncit foarte mult și lucrez. Da? Deci, uitați. Aceste comenzi pleacă uh, da? național, internațional, etc. Da? Așa. Și mai am de lucru, pentru că astăzi am fost ocupată, că am avut uh, o întâlnire de la Bistița. <coughs> Petru șamponului costă 125 de lei. Îmi zice o doamnă foarte bun, colagenul și monogenul, iau de două săptămâni și se cunoaște. Sunt produse germane, deci nu-i bătaie de joc, ca să știți și nu le găsesc în farmacii pentru că nu se vrea. Că dacă se vroia, nu era lumea atât de supărată, atât de indignată și atât de mole molășită. Am o cremă pentru pungile tare de la ochi. De doamna Viorica, slăbește. Portă tocuri subțiri. fă o talie de viespe, că nu mor cai când vor câinii. Și supără-te și dă-te tu la tine. Că nu te poți iubi grasă, că nu te-o făcut atoșumăt așa, nu-ți mai bate joc de tine. Vă căsătoriți 90-60-90 și pe urmă vă bateți joc de voi. Da. Și pe urmă zici, familia mea, care? Că-ți ca dință din gură. Care? Iubește, pentru că acolo zice una de cele 10 porunci 7, zice să nu ucizi, să nu-ți ucizi sănătatea mâncând mult și bătându-ți joc de tine. Să nu-ți ucizi organele, energia și benzina ta care o dai la creier. Un om gras a uitat de Dumnezeu, pentru că se ucide în fiecare zi. Și cel ce uită de Dumnezeu, zice de cuvântul că și el uită. Mă duc să dorm. Mănușa la ce ajută? La circulația sângelui. mănușa sigură. Mănușa-i sigură. Mai vorbim... Unde vezi toate produsele? La pe site-ul meu, Tonic Richardson. <coughs> fiți atenți! Nu mă să fac curățări aici. Fiți atenți! Ce înseamnă casa Tony Richardson? Să-și pună baba ochelarii. Ah! Vă văd mai bine. Ia să vedem. Nu fiți invidioase, că vi s-au și vă o banii. Ia să vedem. Deci intrăm pe casa online. Permiteți-mi să vă arăt. Suntem pe casa online. Am intrat în casa Tony Richardson. Secțiunea 18+. Plus. Da, am peste 18 ani. Dacă apăs aici, să văd vibratoarele. Home. Casă. Coborâm. Ce face acesta? Foarte performant site am, să nu fiți invidioși. Crema de pete, crema de riduri. Pasta de dinți. Categorii. Brățări. Colagenul. Fitline. Ce face? Setul. Contact. Aici tu mie poți scrie. Tu poți vorbi cu mine. Categorii. Brățară. Care o vrei? Unde o pui? Două. Unde e coș? site ul foarte performant. Ce e de Deci aici, da? Ce mai vrei să e iei de e Bine că mai sunt depus produse. Așa, crema, pasta de dinți. Pentru paradontoză, pentru albire, gingii, spreiu, spray Șprei dezinfectat, așa, distruge și previne apariția microbilor, bacterii, ciuperci și altor microorganisme. Nu dai seama ce acolo. Și dai, ăsta e pentru creier, col colostrumul. Bine, sunt mai multe, ai vreme, șamponul. Pentru cei. Experimentează barsomul intens, regenerant cu extract de caviar verde și nano-argint adică argintul perfect pentru îngrijirea părului. Formula sa inovatoare hidratează profund, tonifică și netezește părul. Da? Și te uiți aici. La ce vrei să te uiți? Asta e mânușa setul cosmetic. Prestigi. Cremă. Mănușă. Pentru față. Pentru peeling. Te uiți aici. Detoxul. Ce face? Da? Dacă ești obosit cronic, nu dormi. Da? Ai o stare, o interioră deteriorată. Tot timpul ai chestia să faci ceva și nu poți. Gândește că ești plin de toxine, mă. Uite aici, aș ajută-te. Că nu le găsești în farmacie Că nu se vrea. Așa. Cum intrăm aici? Tony Richardson. www.tonyrichardson.ro Cum dăm comandă? Oriunde. O puteți plăti, că nu are nimeni treabă. Am pus două produse. Aici te întreabă cum vrei, metoda de plată. Cum? Card, asta. Plătește cu cardul, plătește ramburs, plătește ramburs, adresa și ajunge mie. Respect! Numor cai când vor câinii. Ce potuse folosit să pot spune că a avut efect? Toate! Toate! DJ! Ah, păi, meu! Toate! Eu le iubesc! Am tot ce vreau aici! Toate sunt desfăcute! Colagenul! Iau! Ah, 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 colagen. ah, 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 ah. Uite ce piele fină am! Dar nici nu se discută, vai. Ia, da, uite-ne! Finuță! Hai de capul meu, fiate! Are rost să vorbim? Doamne, interesează, doamne, cum arăt! finuță, la la, nici nu are rost să vorbim. Dar nici nu are rost să discutăm. Așa, acum, am un respect deosebit pentru uh, Fitline. Dacă nu era, nu era bun, nu-l aduceam în România niciodată. Eu să-l aduc în România, pe eu din una jumate vând numai de raipat. Pentru că cei mai buni din lume am adus în România. De ce? Pentru că ne trebuie și nouă. Pă dacă sunt cei mai buni din lume, sunt singurii care au NTC, nutriențe să transportă în celule. Nutrienții se transportă în cele. Ai luat și a făcut efect. Restul, marketing. Nu sunteți sătul de market. Nu sunteți sătul. Hai că va ajunge. Veniți la lucruri bune. Pe mine ăștia nici nu mă pot suporta. Pentru că oamenii nu se mai duc la farmacie. Pentru ce să merg la farmacie? Pentru ce? Că nu mai mere. Bun. Ai întâlnit vreun bărbat interesant în ultima vreme? Nu! Stau numai în garaj închisă. Azi dimineața am ieșit la 11 că mă aștepta ministru, nu știu care, ministru, ministru. Ministru, cu adevărat, ministru politic. Dar eu nu, nu m-aș fi dus pentru nimic în lume. La un moment dat am zis, Hai, tu ce rea, că că mi-a luat asistentul și m-am dus. Dar eu nu țiez din garaj. Păi am mii de comenzi. Eu acolo sunt vreo 200 de comenzi și mi-am de făcut, mi-am de citit comenzi. Păi am respect de pentru clienți. Eu mă interesează Ivan și Moldovan și PSD. Ce de acolo? Acum atât mă sună. De ce te sună? Pentru că e logic, campania electorală. Îi admir, sunt oameni politici de înalt calibru, dar nu mă interesează. Nu mai fac politică. Bun, vă pup, vă iubesc. Deci n-am întâlnit, întâlnit pe nimeni decât pe mine m-am întâlnit. Încă o dată. Noapte bună!